Bună ziua! Bine ați venit în Bucovina și la crescătoria mea. Mă numesc Coroamă Costel. La club sunt Costel Refugiatul. Cu porumbei m-am apucat de porumbei, sunt de copil mic, dar am început să zbor din 2016. De la început, cum știți, ca toți începătorii, a fost un pic mai greu, dar încet, încet au început să apară și rezultatele. Îmi place să zbor porumbei la maraton, fiindcă zona așa e de natură, că porumbei la maraton se pliază pe zona noastră aici. Așa? Adică ai șanse mai bune spre maraton. Chiar din primul an, în 2016, nu știu că am fost norocos sau așa, chiar am avut norocul să am locul 3 la crescător, pe club, la o distanță de 720-730 de kilometri. Iar în anul 2018 am avut locul 4 național cu o femelă, locul 1 pe club, locul 1 pe județul Suceava, locul 1 pe provincia Moldovei și locul 4 pe țară. Și tot așa am avut, tot am fost aproape de podiumul național. Și acum cred că am fost mai norocos și am ajuns. O femelă foarte bună, care în anul 2023 a avut două etape de maraton, peste 700 de kilometri, foarte bune. La prima etapă de Suvalski, la 700 și de kilometri, a avut locul 18. La a doua etapă de Suvalski, a avut locul 3, reușind să iasă campioană națională la categoria maraton pui, cu un punctaj de 11 puncte și ceva. Sistemul de zbor care îmi place să zbor e văduvia. Îi împerechez între 15 și 20 mart. Îi las să clocească, scot câte un pui. Când încep porumbii să aleargă, să bată la cuib, femeile le dau deoparte, deja le văduvesc. Și încep, dacă încep concursurile, zbor pui cu masculi, până când îți pui din țărcare. După când îți pui din țărcare, se par, dau pui deoparte și încep văduvia prin rotație. Prima dată încep cu antrenamentele, când încep antrenamentele, ca masculii să găsească femeile acasă, ca să prindă dorința aia de atrage. După aia las masculii acasă, duc femeile. Și după două, trei antrenamente așa, îi duc pe toți odată. Și când acasă, am noroc că am băiatul, mai mă ajută așa, când eu le dau drumul de la antrenament, băiatul îmi separă femeile, până ajung eu, e prea mult. Și cam asta, cu văduvia merg cap-coadă până la final. La mâncare, începem cu mâncarea. Când încep concursurile, de la încep cu mâncare mai ușoară, primele zile, după care treptat le dau mâncare mai bunuță. Mâncarea e la sac. Anul ăsta am zburlat cu porumbei cu mâncare de la Bayers. Fiecare, mie mi-a plăcut mâncarea asta, că găsește porumbelul în ea orice și de recuperat și tot. La venire din curs nu mare lucruri, numai Belgasol și Toleamin, cu asta le-am recuperat eu. Aud că sunt produse și mai așa, dar eu am fost foarte mulțumit din astea. Porumbii când îmi vin de la concurs, prima zi îi las să odihnească. Deci în ziua respectivă și următoarea zi îi las, nu le dau drumul deloc afară. După aia îi las, o zi îi las de voie să vedem cum au ei chef de zbor. Așa, dacă în caz că văd că nu
nu zboară ca lumea, că nu-mi place să-i zbor la steag, îi bucuresc, îi las când vor ei să margă de voi, că aici noi suntem în zonă de munte, de pădure și ni antrenează șoimul, uliu, așa, și-i văd. Dacă în caz că nu mi-a plăcut cum zboară, îi iau și duc. Dar nu antrenamente lungi, un 30 de kilometri de încurajare, nu le fac antrenamente lungi. De exemplu, când e o etapă mai, să anunță, e o etapă mai grea și dacă eu îi văd că îi simți, îi vezi, dacă nu-mi zboară pe lângă casă, îi duc și în următoarea zi. Dacă zboară bine și se antrenează minim o oră, adică un minim 40 de minute, nu zic gata, o oră, așa, îți mulțumim de ei și îi las să odihnească. Că la etapele din maraton la care îmi place să zbor, că așa, porumbii au nevoie și de multă odihnă. Am făcut multe greșeli, că am tras de ei și am avut de pierdut. Deci, la etapele din maraton, cam porumbelul are nevoie și de odihnă. Și foarte important să-l vezi să fii sănătos. Că degeaba are el și aripă și braț, dar dacă sănătatea nu e din... Trebuie ca să urmărim să-l vezi sănătos. Și-l vezi după cum zboară. Dacă nu zboară, înseamnă că e o problemă. Dacă el când l-ai deschis putnicul să iasă, să pleacă în lagul lui și când te-ai uitat nu vezi unde e, deci atunci poți să ai speranțe. Dacă numai pe jos, pe lângă casă, nu. Adică nu știu, așa mi s-a întâmplat mie. Nu pot să spun la fiecare. Că nu e la fiecare columbofil la fel. Deci la porumbei, ce să spun, nu sunt mare cunoscător așa ca să zic, îl iau la mână și știu, dar tot îmi plac porumbei de talii mijlocii, dar de multe ori m-au dat peste cap, chiar n-am mai știut ce să cred, că de multe ori mi-au venit bine porumbei care erau mai mărișori și mă așteptam la altceva. Așa că nu le știi numai Dumnezeu, le știi capul. Nu putem să dăm cu părerea că ăsta, gata, ăsta o să fie campion, că și femeia asta campioană, așa a fost de tăcută și așa, că nici nu știam că e mascul, că era mai mășcățel, mai așa, mai sprimăricel, gândeam că e mascul, că încolo ea e femeie. E așa mai o fire mai tăcută, mai nu umbla după pereche, nu... O fire așa mai tăcută și mărișoară, așa că nu pot să-mi dau o părere să zic. Dar totuși, cam porumbei din maratonă sau talii spre mijlociu. Cu puii de la porumbei de zbor nu-i țin. Păi dau, am avut în 2-3 ani tot am avut client și am dat. Fiindcă mă interesează să-mi cunosc matca. Și am ținut numai porumbei de pui de la porumbei de matcă. Scot două serii de pui, numai din care nu au reușit să scoată în a doua serie, las și în a treilea. Dar cam două serii de pui. Și îmi place să merg, îi zbor cu clubul, îi antrenez. Așa, după care, la mașină și cu clubul. Scot în jur de 80-100 de pui. Din care nu-mi place, cum arată, na, să mai întâmplă, să nu fie toți ok, îl elimin. Și după aia, tot anul ăsta chiar am făcut, mi-am mărit cu un compartiment crescătoria și mi-am făcut prima serie de pui, am zburat-o, pe când a doilea serie am lăsat-o. Cu ăștia din prima serie am mers până la etapa de Suvalski, din care i-am împărțit și pentru etapa din Varna, până spre final cu ăștia. Cu el din a doilea serie și a treilea serie, i-am antrenat numai prin zonă și am făcut două zboruri cu el până la Bârlad. Mâncarea la pui nu se diferă, dau ca și mâncarea ușoară, care o dau la porumbei de zbor,
la adulți, până la 400. Mâncare mai ușoară, tot de la Byers, câteodată mai compin cu Versace Laga, Jerry Plus. Am văzut că o mănâncă foarte bine și e o mâncare mai ușoară care pui, poți să meargă până la un 400 de kilometri, foarte fin. Și după aia mai încarci un pic cu energie sau o mâncare un pic mai grasă, din care le dădeam la ăștia de concurs de maraton. La pui știm cu toții că apare frecvent boala puilor. Eu pui am tratat cu 4-1 mix și Belgamco. Și sunt foarte mulțumit că m-a oferit de boală, n-am avut chiar, mulțumesc Dumnezeu, n-am avut niciun an probleme cu pui, an de an am putut să-i concurez și să-i zbor. La matcă dețin cam mulți porumbei acum, în momentul de față, fiindcă nu mă îndur de ei, fiindcă eu mai am o crescătorie la fermă, care nu mi-au plăcut în primul an, de exemplu, anul ăsta, nu mi-au dat rezultatele, n-am fost mulțumit de ei, îi dau disciplinare, îi duc acolo. Și le mai dau o șansă. Nu îi elimin și nu îi dau. Și din cauza asta am cam în jur de 25-30 de perechi la matcă. Porumbeii care dețin, am porumbei de Stickelbaut, Frank de Hoffen, am porumbei din Germania, am mai multe linii de porumbei. Dar care, până în prezent, care mi-au dat rezultatele, care așa sunt porumbei de Frank de Hoffen. La matcă n-am prea băgat porumbei așa până în anii ăștia. Anul ăsta o să-l opresc pe ăla din locul 1 din 26.000, iar locul 5 din 18.000, locul 5 național, iar campioana de anul ăsta la Maraton Puiu am să opresc, fiindcă am avut tot mulți prieteni care m-am putut lipi de ei și mi-am făcut rost de porumbei și n-am avut nevoie ca să retrag porumbei mei la matcă. Dar în rest eu cred că, cum v-am mai spus, le dau o șansă ducându-i acolo la fermă și îi las acolo 2 ani. Dacă nici în 2 ani pui din ei, nu, o să-i fac cadou sau să-i elimin. Despre încrucișări, despre așa, nu știu prea multe. Despre consangvinizare tot, eu îmi place să-l împerechez, cum să spun, bun cu bun, cam asta e. Dar deocamdată nu știu prea multe despre consangvinizare și mi-e teamă ca să risc să evit treaba asta. Despre părerea mea, o crescătorie bună, nu gata, trebuie neapărat să arate wow. Cred că trebuie să fie bine irisită, care asta e cel mai important, fața la soare, cumva, ca să fie tot timpul uscat în ea, să nu fie umezeală. Eu asta am văzut eu, nu știu, fiecare, nu pot să-mi dau cu părerea despre altcineva, dar am văzut că porumbeii mei să sunt bine și dacă au început să facă și rezultate, înseamnă că e ok și le place de casa lor și de stăpân. Vreau să vă prezint o femelă bună în crescătoria mea cu seria 20-45-022, o femelă de talie mijlocie care în anul 2018 la categoria demifond pui a ieșit locul 1 pe provincia Moldovei și locul 4 pe țară. E o femeluță primită cadou de la familia Solovestru. Nu știu originile, dar, uitați dumneavoastră, e o femelă de taiele mijlocie, foarte ușoară și foarte blândă. Iar acest porumbel, un porumbel drag mie, și cred că oricine l-ar avea tot așa ar fi, e porumbelul câștigător la o etapă de fond, o etapă foarte grea de Bialystok, locul 1 din 26.000. Un porumbel Yarling, din origini de Frank de Hoffen, din la un prieten de-al meu care lucrează în Anglia, zboară acolo porumbeii, Florin Bodale. Îi mulțumesc pentru porumbeii care mi-au dat, i-au dat din toată inima. Porumbelul cu seria 094-2228.
din 2022. Femela cu seria 111-2420 din anul 2021. Au reușit anul ăsta, 2023, locul 5 național la o etapă de bârzai din 18.000 de porumbei. Ca origine, îi Anarden, dintr-un mascul original de Anarden, de la prietenul meu, Bodale Florin, și cu o femeie de la Țugui Petrică, care nu-i știu originea. Și acum cireașa după tort, femeia campioană, care mi-a adus bucuria, ca oricare columbofil, aici ne dorim să fim pe podiumul național. Cred că oricare crescător, când se apucă de porumbei sau când începe, asta îți dorește. Că dacă nu ești pe podium național, degeaba ești bun, dar parcă acolo ești mai bun. Seria femeii 0721-077-2023. Observați și voi, e o talie mijlocie, dacă nu chiar primare, vedeți voi, nu e o femeluță micuță, vedeți-i. Foarte calm. Adică să vă spun cum am zburat-o mea. A fost un semi-întuneric. Un semi-întuneric am la sistem. Așa. Fiindcă s-a observat, poate observat și voi, ea la ultimul Subalski era la a șaptea pană năpădlire. Pe corp era năpădlită mai bine, dar din aripă era deja la a șaptea pană dusă. Părinții, tata ei neamț și mama se trage tot dintr-un neamț de la Liviu Sofroniș, o femeie de la frații Nistur, care are ca origini din porumbei de la Țugui Petrică și Schipor Adrian.